Am avut astăzi o întâlnire, consider importantă. 7 comisii din Senat și Camera Deputaților s-au întâlnit atât cu membrii Guvernului, cele două ministere implicate, mai ales Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, cât și la nivel de consilier prezidențial, domnul Leonard Orban. În urma discuțiilor s-au decelat următoare, Julie, și vă spun foarte pe scurt, pentru că aceste întâlniri vor continua într-un cadru interinstituțional. În primul rând, s-au prezentat acele date care sunt la dispoziția diferitelor ministere. Ce înseamnă aceste date? În momentul de față, România, s-a spus de către Ministerul Afacerilor Interne și de către Externe, și a asumat primirea a 1785 de imigranți, ceea ce este un număr însemnat de imigranți care vor fi primiți în România în perioada următoare, se pare din luna noiembrie, eșalonat, prima oară mi se pare circa 300 și după aceea lunar vor veni un anumit număr de imigranți. Ceea ce am mai discutat, necesitatea analizării legislației, pentru că e vorba de Parlament, pentru că nu e vorba numai de a asigura condiții pentru acești imigranți de a veni, de a avea unde să stea și de a primi hrană de mâncare și apă, ci de a asigura integrarea lor, cei care vor să rămână în România și au acces legal, integrarea lor în societate, ceea ce este mult mai complex și acest lucru va trebui să o mai discutăm. Am stabilit și a fost un consens în a crea o comisie la nivelul Parlamentului specializat pe migrație, azilanți, refugiați. Sunt asemenea comisii aproape în toate țările din Uniunea Europeană. Dat fiind faptul că mâine va fi prezentată de către domnul Jean-Claude Juncker poziția Comisiei în legătură și cu această problemă, inclusiv cu acele cote care se vehiculează obligatorii, vom reveni cu aceste discuții după ce avem